Pentru săgetători, o săptămână foarte interesantă, cu multe provocări, cu multe modificări și cu multă șansă. Într-adevăr, multă șansă în sfera muncii, pentru că și a activităților din acestea foarte concrete. Pentru săgetători vine o perioadă în care vor fi foarte capabili să analizeze, să ia decizii informate, mult mai logice, mult mai aplicate, mult mai concrete, ceea ce lor le va face un bine major, pentru că au avut o perioadă în care a fost un tumult, mai ales în ultimele luni, când a trecut și Marte prin zodia lor și i-a agitat și le-a dat sentimentul că nu știu pe ce să se mai bazeze. Acum au un cumul de planete și în casa a doua, unde este posibil să apară posibilități materiale, evenimente care să îi revigoreze material, dar ceea ce e frumos este că posibilitățile vin ca o modalitate de a culege roadele muncilor. Practic asta se va întâmpla și prin luna aceasta nouă din casa a șasea. Ei încep să culeagă roadele muncilor și dacă munca a fost consecventă și susținută, roadele acestea vor fi notabile și sunt inclusiv capabili să facă o muncă de natură să-i bucure, să le aducă liniște, să fie o împlinire pentru ei. Da, săptămâna asta, atenționer, săptămâna asta să nu uităm că foarte mulți săgetătorii lucrează în slujba cuiva. Și este posibil ca la un moment dat șeful sau șefii sau situația respectivă să-l oblige de azi pe mâine să schimbe sau să plece undeva și îl scoate din zona de confort. În momentul ăla când săgetătorul este scos rapid din zona de confort, se răscoală. Este bine să țină în frâu acest lucru pentru că este în avantajul lui această schimbare de situație. El trebuie să mai înțeleagă un lucru, săgetătorul. Are foarte multe calități, dar trebuie să mai asculte și de cei din jur. Nu să facă numai după capul lui. În mod deosebit, în situații de criză, indiferent care e situația respectivă, să mai asculte și de cei apropiați. Nu să se răscoale, pentru că dacă se răscoală, săgetătorul este o zodie liberă. Are tendința să plece, să fugă, să fugă nu neapărat peste hotare, să se retragă într-o lume a lui. Și nu este bine, pentru că îl oprește din această evoluție, din punct de vedere financiar, din punct de vedere afectiv, din săptămâna respectivă. Interesant, axa 6-12 pentru nativii săgetător. Există o provocare în zona locului de muncă, pentru că totuși Uranus pentru ei este pe casa locului de muncă, pe casa execuției, a serviciului și puțin și a spiritului de sacrificiu pentru ceilalți. Ar putea să vedem săgetători care se sacrifică oarecum pentru cei din jur și totodată Jupiter în casa protecției sufletești. Deci pe această balere între 6 și 12, în care ei sunt foarte solicitați și foarte interesați și impresionați de modul pe care îl propune destinul în a face bani în perioada imediat următoare, acest Uranus vine și se suprapune cu foarte multă fluctuație la locul de muncă. Fie se schimbă mulți oameni, fie oamenii care există au tot felul de variații și de fluctuații în destinele lor. Pot exista variate tipuri de modificări pe zona locului de muncă, care de care mai provocatoare, sigur, și exact cum spunea Vanda la începutul emisiunii, de fapt, ideea este să te pliezi pe ceea ce ți se propune. Cu siguranță nu va rămâne nimic static pentru săgetătorii la locul de muncă în această perioadă, dar sunt niște modificări și niște schimbări, niște transformări care invită la noutate, invită la ceva avangardist, futurist. Nu mai este încurajat conservatorismul, lucrurile care... absolut deloc, rutina, oamenii care nu vor să iasă din rutină. Nu mai sunt încurajate acele situații sau acele persoane care vor să producă sau să se manifeste exact cum o făceau până acum. Ar mai fi de menționat faptul că pe lângă acest Uranus avem și Mercur conjunct cu Uranus în casa a șasea. Este posibil ca săptămâna următoare să aibă interviuri pentru angajare, da. Să aibă oportunități să fie căutați, să comunice lucruri legate de schimbările pe care și le doresc la locul de muncă, o singură atenționare, să facă toate aceste, să comunice cu calm,
să comunice cu detașare și fără să încerce să impună absolut nimic. Zona sănătății? Zona sănătății, care ține tot de casa a șasea, este și ea ajutată, doar că pentru săgetători, tot pe parte digestivă și alimentație trebuie să aibă grijă și ei oricum sunt niște gurmanzi și dornici de ce are viața mai gustos și mai frumos, așa că nu le-ar strica puțină moderație, nu atât de multă ciocolată și înghețată pe cât ce-ar dori să mănânce, și mișcare. Și pentru ei este valabil același lucru, pentru că detoxifierea se face și prin mișcare până la momentul în care se transpiră. Deci ei au nevoie să se miște în așa fel încât să-și purifice și trupul și mintea. Interesantă stabilizarea pentru nativii Capricorn. Mergem mai departe. Pentru Capricorn, intrarea lui Uranus în Taur este profund favorabilă. Sigur, semnele de pământ sunt favorizate, răsfățate, da, de prezența acestui Uranus în Taur. Sigur, le vor veni idei și profesional și în zona financiară, să vedem ce sfaturi le dă. Pentru Capricorn, lucrurile vor fi cel puțin interesante, pentru că vorbim de casa 5-a. Vorbim de o casă, din nou, ca și casa 8-a, destul de greu de definit, pentru că ține și de risc, ține și de creativitate, ține și de leadership, ține și de relația cu cei mai tineri decât noi, cu copiii, ține de multe lucruri, de aceea probabil că capricornii se vor simți cumva obligați să intervină și să aibă proiecte în foarte multe direcții pe care cel puțin pentru început le vor administra puțin cel mai greu, pentru că Uranus vine cu nou în foarte multe aspecte. Iar ei nu sunt cei mai prieteni cu ideea de nou, ei sunt tradiționaliști, iar acum cu Saturn acolo, lucrurile sunt și mai, într-un fel, deși Saturn și Uranus fac trigon, să nu uităm că acest Saturn în Capricorn ține foarte mult de stabilitate, iar Uranus vine să schimbe. Deci cumva sunt într-un contratimp, chiar și în trigon fiind ei, pentru că, cel puțin pentru Capricorn, vor vrea și să rămână la fel și să se schimbe. Cumva va fi destul de complicat să administreze această nevoie, simt că au nevoie să schimbe ceva în viața lor, la modul concret, da. Dar Saturn zice, da, mai stai, mai așteaptă, poate nu e momentul. Va fi puțină tensiune, dar e o tensiune creatoare, e o tensiune din care Capricornul va crește, pentru că își va da seama că anumite lucruri pot rămâne stabile, iar altele se schimbă. Deci nu e neapărat nevoie să renunți la vechi de dragul noului. Capricornul va avea ocazia să le împine, să le împace, să le găsească un folos și unora și altora. Ceea ce este foarte, foarte bună ca oportunitate și ce le va mai fi necesar Capricornilor să își asume și mai mult rolul de lider, dar nu un lider care ține foarte strâns resursele, ci unul care reușește să vadă și căi noi de a investi, de a produce bunuri, să fie mai flexibil în ceea ce privește acest aspect și chiar să riște. Deci ei vor învăța să riște controlat, ceea ce, din nou, este un lucru nou pentru ei. Ce avertizmente aveți? Avertizmente. În primul rând, să fie foarte atenți la micile accidente. Aceste accidente generate de neîndemânarea lor. Atenție mare la ceea ce am spus. Atenție la speculațiile financiare, pentru că săptămâna asta vor avea, probabil vor primi bani, vor avea bani, vor încheia contracte, dar atenție la speculațiile financiare, pentru că s-ar putea să piardă. Și în al treilea rând, să fie foarte atenți în relația cu cuplu. Să nu mai impună. Că de multe ori impun niște lucruri care nu sunt în regulă. Și nu sunt, pentru că pot să genereze certuri și în familie. Relația de cuplu poate să fie și relația legată de mamă, de tată, de frate, de soră, de nu neapărat soție. Să fie foarte atenți, pentru că ei, fiind o zodie fixistă și extrem de încăpățânată, de foarte multe ori impun niște reguli ale lor, fără să se gândească la cel de lângă. Să fie foarte atenți la acest lucru. Pentru sănătate? Pentru sănătate, pentru Capricorn, vorbim de coloană vertebrală, casa 5-a și inima.
Deci, atenție la enervările de care spuneai și tu, cu un Marte, da, o ușor irascibilitate. Da, cu un Marte pe casa a doua, ei sunt mai irascibili și sensibili la subiectul bani și ar fi bine să-și dea seama că chiar dacă au o mică pierdere, aceea nu este sfârșitul lumii, exact. Și că n-au pierdut nimic din capacitățile și capabilitățile lor. Nu i-a știrbit nimeni fizic, ci doar este materie care oricum trebuie să circule și care va reveni. Deci să nu se gândească nicio clipă că pierd, mai degrabă să se gândească, da, că investesc în sănătatea lor. Și atât. Așa este. Revenim cu nativii vărsător după publicitate. Am revenit, Volda, să explicăm mai departe. Vorbeam despre nativii vărsător. Cum sunt ei influențați, să spunem, de această prezență? Bine, intră și Marte în semnul lor, quadrat cu Uranus, dar în principiu de intrarea lui Uranus în semnul Taur. Este foarte interesant ce se întâmplă cu vărsătorii, pentru că dacă de obicei sunt foarte mult orientați către ceilalți, vor să iasă mult din casă, să experimenteze lucruri noi, de data aceasta Uranus intră chiar pe casa 4, pe casa căminului, pe casa familiei, așa încât vărsătorii care sunt dornici să iasă din casă vor intra în casă, pentru că acolo au de revoluționat lucruri, acolo au de renovat, acolo au de restructurat, de înțeles și de reformulat relațiile cu ceilalți, pentru că este nevoie să facă și asta până la urmă, deși sunt ei niște hoinari prin zodiac și prin propria lor viață. Probabil că va fi momentul să se așeze puțin și să-și ia puțin în mâini și această situație, situația familială, situația căminului. Cu Marte pe casa întâi va fi destul de puternică energia pe care o vor simți, inclusiv la nivel mental. Marte vine cu tumult, Marte vine cu fierbere, Marte vine cu nevoia de acțiune acum, imediat, dacă se poate, ieri. Deci vor fi destul de supuși acestor impulsuri și vor avea tendința de a reacționa, nu de a acționa. Și asta ar fi bine să încerce cumva să țină în frâu, pentru că riscă să facă acțiuni care ulterior să nu li se pară atât de corect alese. Pe casa 4, cum spuneam, Uranus vine să le arate o altă față a familiei, o altă față a relațiilor, o altă față a trecutului. Casa 4 ține și de trecut. Ei au calitatea acum, în acest moment, de a-și înțelege cumva trecutul și de a înțelege că dacă nu vindecă ce e în trecut, își afectează viitorul. Dacă nu se împacă cu ce a fost în trecut, nu pot să își asigure tihnă în viitor. Dacă nu înțeleg că faptul că tot ceea ce li se întâmplă sau li s-a întâmplat în trecut cu potențial de traumă, de fapt a fost ca un fel de alegere a sufletului lor pentru a evolua, își stopează singur evoluția. Și este momentul să se împace cu familia, să se împace cu trecutul, să se împace cu ei înșiși și să pună baze solide unei vieți de familie mult mai stabile, într-adevăr supusă noului, supusă schimbărilor și transformărilor, dar de o altă calitate. Da, foarte interesant. Sunt câteva pericole, pentru că luna asta, spuneam mai devreme, are și bune și rele. Intrarea lui Marte, totuși. Categoric, și că intrarea lui Marte, luna știm că nu se înțelege foarte bine cu Marte. Vărsătorii trebuie să fie atenți, în primul rând, joi și vineri, pentru că joi și vineri vor simți un disconfort fizic și vor avea tendința să o ia într-o direcție, să o oprească, după aia o ia în altă direcție și după aia nu știu în ce direcție să o ia. Ei sunt în căutarea unui spațiu și nu neapărat a unui clădiri, un spațiu al lor. Trebuie să fie foarte atenți în găsirea acestui spațiu, pentru că ei trebuie să, dacă nu-și rezolvă problemele căminului, pentru că e o săptămână, nu numai săptămâna asta cu intrarea lui Uranus duce schimbări în familie, dar acum foarte mult timp înainte, să fie foarte atenți, pentru că ei în cămin acum trebuie să rezolve toate problemele, să nu mai să certești, dacă se certă cu cineva,
să rupă relația respectivă, să facă niște schimbări majore, pentru că altfel aceste blocaje pe care sunt create de situația astrală se repercutează direct asupra părții emotive a lor. Pentru că știm foarte bine că și vărsătorii, ca marea majoritate a zodiilor, ca să nu le spun toate, au o anumită doză de emotivitate. Și în momentul în care vărsătorul intră pe emotivitate și intră pe acea lume, acea pe care nu o înțelege, dar încearcă să se refugieze, pierde în săptămâna asta. Să fie foarte atent, să rezolve toate problemele legate de cămin și nu numai de cămin, de familie, de trecut, exact ce spuneai, inclusiv trecutul familiei, inclusiv trecutul profesional. La nivel domestic, sigur. Exact acolo. Și ei, următorii 7 ani, vor trebui să învețe să-și facă un acasă. Un acasă, da, da, da. Un acasă în care să se simtă confortabil emoțional, securizat emoțional și să fie capabil să-i securizeze și pe cei din jurul lor, pentru că degeaba ar fi ei liniștiți dacă totul ar fierbe în jur. Deci ei pot deveni o oază de liniște pentru ei și pentru ceilalți, cu toate că pare paradoxal ca să numești staționarea lui Uranus în casa 4 ca o oază de liniște, dar să nu uităm că Uranus împrietenește, apropie la nivel relațional. Vărsătorii țin de ideea de prieten și de prietenie, de protector, ceea ce vărsătorii știu să fie foarte bine. Sub aspectul sănătății, da, să aibă grijă la ceea ce înseamnă aciditate gastrică pe stomac, să fie foarte atent ce mănâncă, să încerce să mănânce alimente alcaline și să nu se culce supărați. Este foarte important să încerce să stingă focul ăsta interior înainte să pună capul pe pernă, pentru că dacă se culcă supărați, aciditatea internă îi poate măcina foarte puternic și ar fi păcat. Așa este, să mergem mai departe, să vedem pentru pești, și ei sunt o zodie foarte activă în această perioadă. Îmi vine să creadă cât de activi sunt. Da, 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 și să vedem, și ei favorizați de intrarea lui Uranus într-un semn prieten. Ce le spune mama? Marte intră în casa 12-a pentru pești, deci îi activează și pe latura aceasta puțin, da, de salvatore ai planetei. Își doresc foarte mult să-și asume cauze care pot în ochii celorlalți să pară pierdute, dar peștii pot să dea o direcție spirituală acestui Marte învărsător în casa 12-a, deci pentru ei nu e așa o mare problemă. Iar ce se va întâmpla pe casa 3-a, lună 9, Mercur și Uranus, îi va dinamiza la nivelul comunicării. Ei care țin atât de mult lucrurile sub control la nivelul comunicării, ei sunt acolo în profunzime și greu îți dai seama ce simt, acum au capacitatea de a spune ce simt, de a verbaliza, de a pune în cuvinte planuri de viitor, intenții, de a își dori să țină, de exemplu, un jurnal, adică de a fi mult mai verbal, inclusiv și să comunice și verbal și scris, de a-și reface cumva legăturile cu prietenii, de a nu mai fi ascunși în adâncurile propriilor ființe, de a ieși cumva în întâmpinare și prin asta să devină și mai practici. Adică ei nu comunică la nivel metaforic, așa cum o fac în mod normal, ci comunică la nivel practic și concret. Sunt mai ușor de înțeles pentru ceilalți. Devin mai aplicați la realitate și își fac intențiile, da, exact, își fac intențiile mult mai bine înțelese. Ce atenționare? Atenționări ar fi câteva. În primul rând, ei trebuie să se limiteze la strictul necesar în comunicare și să nu divagheze, să meargă concret pe direcția care vor, să nu ocolească subiectul. Și să fie cumpătați în ceea ce comunică, pentru că ei se enervează destul de greu, dar și când s-au enervat sunt adversari redutabili. Problema este sâmbătă, duminică, săptămâna viitoare, când este posibil să fie mici, să aibă mici, cei care au probleme cu inima, să fie foarte atenți, că s-ar putea să aibă mici palpitații mici, le trebuie repaus. Deci repet, sâmbăta viitoare, duminica viitoare. Săptămâna asta ei își creează noi tipare, dar ei trebuie să acționeze, nu mai sta, acționează. Acum este momentul să acționezi pe domeniul respectiv, pe domeniul profesional, pe domeniul afectiv, pe domeniul care merge. El trebuie să se, nativii pești trebuie acum să se deschidă mai mult,
mai mult către informație, să fie respectator să înțeleagă, să ia ce trebuie, să pună unde trebuie, să meargă unde trebuie. Că altfel s-ar putea să o scalde între două ape, cum se spune românește. Pe zona sănătății, Banda? Pe zona sănătății pe care o legăm de comunicare, să spună ce au de spus, că altfel este posibil să aibă tot felul de probleme, inclusiv respiratorii și oricum tot ce ține de plămâni devine sensibil și de asta tot ceea ce am spus noi pe partea de sănătate, telespectatorii ar trebui să înțeleagă că depinde de ei dacă se manifestă sau nu aceste lucruri. Într-adevăr, planetele ne fac mai sensibili, dar dacă noi avem o atitudine corectă față de ceea ce avem de făcut și de spus, atunci toate aceste influențe se manifestă puțin sau deloc. Și este un lucru foarte important să înțelegem că Saturn în Capricorn nu înseamnă că pe toată lumea doare genunchii, ci doar pe cei care nu sunt capabili să înțeleagă că există și o autoritate mai presus de a lor și mai presus de cea umană, inclusiv autoritatea divină. Nu pe toți îi va durea în gât dacă nu vor comunica, dacă avem aspectele acestea în taur, ci doar dacă țin în ei lucruri sau gândesc foarte negativ și pun în cuvinte greu de suportat lucrurile. Deci depinde doar de noi dacă influențele acestea pe sănătate se simt sau nu. În momentul acesta mingea e la noi în teren. Da, i-au de îmbunătățit multe lucruri. Peștii pot pune în aplicare multe lucruri pentru că Mercur este în domiciliu și pentru că Uranus este în casa lui Mercur, deci pot pune în aplicare anumite situații pe care până acum le-au ținut pur și simplu la nivel de idee. De asemenea, pot primi informații utile cu Uranus în casa a treia, de care se pot folosi la momentul respectiv. Vor relaționa foarte frumos și corect cu cei din jur în perioada imediat următoare. Chiar pot întâlni persoane cu care au aceleași idei, cu care au aceleași interese. Deci este o perioadă și favorabilă semnării actelor, contractelor. Acum, de fapt, și Mercur și Uranus vor intra în casa lui Mercur. Vești bune în afaceri, deci o perioadă sub aspect relațional și sub aspect informațional foarte interesantă. Deci fie că semnează acte, fie că colaborează, fie că comunică sau trec examene, sunt favorizați. Într-adevăr, greutatea rămâne pentru ei pe responsabilități față de persoane care vin către ei, pentru că totuși Saturn și Pluto rămân într-o casă a responsabilizării pe prieteni. Și s-ar putea să aibă foarte multe, o perioadă indicată pentru a se pune în slujba celorlalți și trebuie să înțeleagă acest lucru. Nici peștii nu sunt chiar în cea mai confortabilă zonă, în sensul că mai sunt scoși din când în când din lumea lor și puși să interacționeze cu alte, exact, și puși să interacționeze cu alte situații sau cu alte persoane cu care de asemenea pot avea o zonă de disconfort inițial, după care să-și dea seama de fapt care era mesajul și să se armonizeze perfect. Am mai putea adăuga un singur lucru. Peștii vor fi capabili să facă bani din comunicare. Să nu uite lucrul acesta, aș pot valorifica cuvintele. Așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Ne revedem și astăseară de la ora 21. La revedere!